Conducerea Partidului Democrat Liberal Constanța a anunțat de luni bune că prefectul Claudiu Palas va candida din partea PDL pentru șefia Consiliului Județean. Mai mult, acesta ar fi contat pe sprijinul UNEPR în lupta cu Nicușor Constantinescu. Surpriză însă, pentru că în timp ce Bucureștiul se pregătea să valideze candidaturile din teritoriu, candidatul se răzgândea în privința formațiunii politice. Așa se face că reprezentantul guvernului va apărea la alegerile din 10 iunie pe listele Uniunii Naționale pentru Progresul României. În cadrul ședinței Biroului Permanent Județean de vineri, membrii PDL l-au propus pentru funcția de președinte al CJC pe Dumitru Nancu, vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat al Agenției pentru Implementarea Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. În acest context, uneperiștii și-au retras și sprijinul pentru Gigi Chiru la primăria Constanța și vor intra în cursă cu un candidat propriu. În ceea ce privește ceilalți candidați la alegerile locale din vară, membrii Partidului Democrat Liberal vor definitiva propunerile până pe 30 aprilie, în contextul în care termenul limită de depunere a acestora este 1 mai 2012.